Salut! Astăzi îți prezint bordurile de la MAN din 2016, Euro 6. Cam așa se prezintă. Cam multe butoane. Satelit, trapa în acest caz. Cheia acesta ar fi la parbriz. Așa. Mai are aici pentru ținut distanța, pilotul automat, eco, modul eco, pentru benz de redezactivat, dar acesta ar fi pentru plecarea în rampă. Așa, egalizarea, clima, auto, aici ar fi siropoul, dacă doriți să-l porniți. Și cam așa se prezintă. Pe volan are în partea stângă volumul, aici, iar aici, dacă doriți să schimbați melodiile, pe acesta este meniul de la camion, o să vă arăt imediat, iar în partea dreaptă este pilotul automat, așa, la fel retarder, 6 trepte, ține destul de bine, chiar ok. Iar partea stângă are ștergătoarele și luminile. Așadar, dacă doriți să intrați în meniu, trebuie să apăsați pe ultimul buton. Și după cum se poate vedea, aici apare tractor, vehicul, audio, telefonul. Ca să schimbați, de ajuns să apăsați de la volum. Sus, jos, de exemplu, tractor, vehicle și dați pe OK. Iar aici avem alt submeniu, driving data, monitoring data, display off, setări. Dacă doriți să schimbați limba. Sau dacă doriți să vedeți cruise control-ul. Așa, la monitoring data, aici aveți nivelul de ulei, bateria, frânele, servisul și diagnoza, ok. Un meniu destul, nu știu, mie mi se pare un pic cam complicat. Aici dacă vreți să schimbați limba. Ok, ia să vedem ce limba are. Doar două limbi. Dacă doriți, nu știu ce, să vedeți la driving data. Dacă doriți să vedeți ce, cât ați consumat până acum, cât la tour consumption, ce consum aveți, de exemplu 30 de litri la 100 de kilometri, la 7000 de kilometri înapoi, la fel viteza, dacă doriți să vedeți ce viteză ați avut, o medie. Iar mai jos, driving times, timpul lor de condus, așa. Cam acesta ar fi timpul de condus. Trebuie să mai apăsați o dată OK ca să vă rămână salvat. Iar acum, după cum se poate vedea, este salvat și dacă apăsați iarăși numai pe butoane, nu o să mai meargă. Meniul trebuie să apăsați iarăși pe meniu ca să l-activați. Dacă aveți întrebări,
vă aștept în comentarii și ne auzim la un alt videoclip.